Pe 26 mai 1488 a fost pusă piatra de temelie a unuia dintre cele mai importante monumente UNESCO din Bucovina, Mănăstirea Voroneț. Cronicile vremurilor spun că biserica mănăstirii a fost ridicată în 3 ani, 3 luni și 3 zile. Astăzi, Voroneț rămâne cartea de vizită a nordului țării. 26 mai 1488, piatră de temelie de la Ștefan cel Mare pentru construirea Bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț. Vechimea unor picturi, zugrăvela exterioară, rara frumusețe a Voronețului au fost motive prețioase pentru care această biserică bijuterie a Bucovinei să fie inclusă în 1993 pe lista de patrimoniu mondial UNESCO. Biserica a fost construită în forma actuală în două etape. În 1488, pe 26 mai, domnitorul Ștefan cel Mare a dispus începerea construirii bisericii. După 3 luni și 3 săptămâni, în 14 septembrie, bisericuța a fost ridicată. După 59 de ani, mitropolitul cărturar Grigorie Roșca, un fiu al lui Ștefan cel Mare, a mărit biserica și a adăugat un pridvor închis. Tot el este cel care a inițiat realizarea picturilor exterioare pe ziduri de la temelie până la streașină. Aceste fresce superbe au făcut din biserica lui Ștefan cel Mare un monument prețios, unic, comparat cu un evangheliar iluminat larg deschis. O compoziție aparte în arta Orientului creștin este scena dramatică a judecății de apoi, redată la Voroneț în culori aprinse, într-un stil senin detașat. Arhitectura bisericii este tipică stilului moldovenesc, o îmbinare originală a unor elemente bizantine cu note gotice târzii, în care s-au strecurat nuanțe din arta autohtonă. O combinație originală ce i-a dat bisericii splendoarea cea unică. Pe lângă arhitectura ei deosebită și pictura de o distincție expresivă, Voroneț ascunde și alte lucruri prețioase de artă medievală. Aici pot fi admirate lespezi funerare decorate minunat sau stranele superb ornamentate care se integrează în întregul artistic al bisericii. La Voroneț a fost înmormântat în 1496 Daniel Sihastrul, în 1785 după anexarea Bucovinei Imperiului Austro-Ungar, în 1785 după anexarea Bucovinei Imperiului Austriac, Mănăstirea Voroneț a fost desfințată, iar călugării au fost nevoiți să plece. După unirea din decembrie 1918, oameni de cultură din acea perioadă au început să popularizeze tot mai mult Voronețul, scriind despre valoarea istorică și artistică a bisericii. S-au făcut atunci lucrări de restaurare pentru protejarea freșcelor. În 1991, după 206 ani de la închiderea mănăstirii, aceasta a fost reînființată ca mănăstire de maici, cunoscută azi în întreaga lume sub denumirea de Capela Sixtina a Estului. După 532 de ani de la înălțarea ei, Biserica Sfântul Gheorghe a Mănăstirii Voroneț continuă să-și uimească vizitatorii cu frumusețea ei rară și plină de rafinament.